Pe scurt, asta mă enervează. Mă enervează că în fiecare zi trebuie să merg la școală. Mă enervează când mă trezesc cu un minut înainte până la alarmă. Mă enervează când am primit primul 10 la școală în timp de 2 ani, dar tata îmi spune doar bravo. Unde e iPhone-ul meu XS Max? Mă enervează când ai lăsat telefonul la încărcat, dar el nu s-a încărcat. Mă enervează când am 2 evaluări la matematică și fizică în aceeași zi. Mă enervează când îi dau unui prieten follow pe Instagram, dar el mie nu. Mă enervează când în weekend vecinii la 7 dimineața încep să facă reparație. Mă enervează când încep să filmez un video vecinii fac reparații. Mă enervează că nu ai lăsat un like și subscribe la acest video. Mă enervează când caut ceva, dar am uitat ce caut. Mă enervează când caut telefonul, dar el este la mine în mână. Mă enervează când am început să filmez, dar am uitat să apăs pe butonul de înregistrare. Mă enervează când în weekend mă trezesc la ora 7, dar când trebuie la școală nu pot să mă trezesc din această cauză, îmi pun 10 alarme pe telefon. Like dacă faci același lucru. Mă enervează când vreau foarte tare la toaletă, dar el este ocupat. Mă enervează când am făcut curățenie, iar a doua zi este o dezordine totală. Mă enervează că în fiecare zi trebuie să fac tema pentru acasă. Mă enervează că trăiesc în Moldova, unde este foarte frig, ci nu în Hawaii. Mă enervează când mă culc, dar nu pot să adorm și stau toată noaptea în telefon. Mă enervează când vreau să privesc un film, eu adorm. Mă enervează că nu reușesc să fac Water Bottle Flip Challenge. Mă enervează că nu găsiți logo Motan Show. Uite, este aici. Prieteni, scrieți în comentarii ce vă enervează, că mă enervează că nu scrieți în comentarii ce vă enervează. Prieteni, găsiți logo-ul Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. 3 comentarii cu răspunsul corect vor apărea în următorul video. Pe scurt, asta mă enervează. Miau.